Rouge pe metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Vă salut, prieteni, îl salut și pe tovarășul Dan, care astăzi mi-a făcut onoarea excepțională să îmi telefoneze și să mă anunțe că sărbătorește doar cu strictul necesar 1 mai, sărbătoarea tuturor foștilor comuniști și nu numai, bineînțeles că știm care este tradiția acestei zile, dar la noi are așa un aer de nostalgie. 1 mai, în general, este pentru cei care altădată, ca să-l citesc pe tovarășul Dan din memorie, după ce luau sportul popular, se mai așezau și la coadă la tacâmuri. Și, în general, cei care astăzi nu-și mai permit decât un vin la pet, deși sună cam ciudat, măcar niște mititei, o ceapă roșie, ceva acolo și un pic de iarbă verde cu căpușe, cred că este imaginea ideală. Mai puțin important este vremea. Vremurile contează. Vremea este fudulie. 20 de ani astăzi de la decesul în cursă la Imola al lui Ayrton Senna, marele premiu din San Marino, tot așa o comemorare internațională, în special în Brazilia, dar și în Europa. Ayrton Senna, un mit rămas intact, văd astăzi titlurile prin presa internațională, și de asemenea un meci aseară în Liga Campionilor între Chelsea și Atletico Madrid, încheiat cu un surprinzător 1-3. Chelsea a deschis scorul, dar n-a reușit să țină de el. Atletico s-a impus categoric, nimeni n-a contestat victoria madrilenilor. O echipă trasă cu cheița, cum se exprima cineva la un moment dat, o echipă de care nu prea ai cum să te îndrăgostești, chiar dacă a practicat cel mai apropiat joc de consolele PlayStation în acest sezon. Și o finală aproape inedită, Real Madrid-Atletico Madrid în finala Champions League la Lisabona, cadrul este ideal. Portugalia, țara vecină, va fi arbitru al disputei Madridului pentru supremație. Spuneam aproape inedită, întrucât scormonind prin antichitate, am descoperit că Realul și Atletico s-au mai întâlnit în 1959 într-o semifinală de Cupa Campionilor, câștigată după o belă, după un meci de baraj de Real Madrid cu 2-1. Primele două meciuri au fost 2-1 pentru Real și 1-0 pentru Atletico. Al treilea a fost câștigat de madrilenii de la Real cu 2-1. Di Stefano, Puskas, erau în vremea respectivă jucători la Real Madrid. De atunci cele două echipe nu s-au mai întâlnit în cupele europene. Am înțeles că Atletico Madrid a mai avut o finală prin 1974, dar este o echipă obișnuită să joace în ultimul act al competițiilor europene, mai ales în Europa League, unde acest lucru i s-a întâmplat de două ori în ultimii 3 sau 4 ani. Atletico Madrid fiind de altfel și câștigătoarea trofeului la București pe Național Arena, când am învins cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Ca să mai vorbim un pic despre meciul de ieri, dar mai ales despre ecourile lui în presa internațională, această, spuneam, victorie care până la urmă iarăși readuce în discuție echipa vis-a-vis de antrenor. Diego Simeone este un fel de Cosmin Contra al antrenoratului mondial, un individ, sau dacă vreți, cum îl chema pe ăla, pe zăpăcitul ăla, o să-mi vină în minte, care a preluat pe Di Canio, da? Care preluase pe Chelsea și a dus-o în finala Champions League, deși el n-avea niciun nume, n-avea niciun palmares. A ajuns dintr-o dată antrenor, a reușit să remobilizeze echipa și până la urmă să o califice până în finala Ligii Campionilor, reușind o performanță uluitoare acolo, dacă nu mă înșel eu, chiar câștigând finala în fața lui Bayern München, Paolo Di Canio, absolut incredibil traseul său. E cam așa și acest Diego Simeone, despre care mare lucru nu se știa până la venirea la Atletico Madrid, un antrenor care nu antrenase niciun club de elită, de
mare forță mondială, care se baza până la urmă pe niște metode simple, eficiente, cu un preparator fizic sau 2 sau 10 desăvârșiți, care au reușit să pună în aplicare niște idei rudimentare la bază, ca să alergi ca nebunul și să te dăruiești pe teren 120 de minute, chiar dacă meciul durează doar 90, să faci fața adversarului și să-l surprinzi acolo unde se așteaptă mai puțin. Atletico Madrid a jucat și ieri, dovadă că a marcat 3 goluri pe Stamford Bridge. Chelsea nu era obișnuit, în afară de amărâtul ăla de meci cu Sunderland în Premier League, pierdut cu 2-1 de dată recentă, motiv pentru care Chelsea a ieșit atunci din cărți și din lupta pentru titlu, n-are nicio șansă să mai câștige campionatul nici acum după ce a bătut în deplasare pe Liverpool. I se trage de la acea înfrângere cu Sunderland acasă. Dacă astăzi ar fi avut 3 puncte în plus, Chelsea era liderul campionatului și n-ar mai fi putut să piardă titlul. Dar bătaia cu Sunderland acasă i-a luat această șansă lui Mourinho, care ieri a fost neputincios cu o echipă modestă, adică a lui, care n-ar fi trebuit să elimine nici pe Paris Saint-Germain în sferturi. Ar fi fost o eliminare încă mai rușinoasă a lui Jose Mourinho. Atunci el a reușit să inverseze situația cu un noroc chior pe ansamblu celor două partide, câștigând în fața unui adversar care i-a fost superior sau îi era superior teoretic la jucătorii pe care îi avea. Sigur că victoria lui în fața lui Laurent Blanc nu surprindea, adică bookmakerii nu s-au arătat într-atât de surprinși de calificarea lui Chelsea încât să își anuleze tot traseul în lumea asta a pariurilor. Până la urmă, Chelsea avea datele tehnice de partea sa. Înțeles că Mourinho are un bilanț european mai nou uluitor, cu 8 semifinale de Liga Campionilor și de cupe europene în general, că Chelsea s-a mai plasat, dacă nu mă înșel eu, și prin Europa League, dar în orice caz în Champions League are 8 semifinale, dintre care 2 câștigate și 6 pierdute. Cam asta este bilanțul lui Mourinho, dar așa cum și Ancelotti colecționează cu toate echipele pe care le-a antrenat sferturi de finală, așa și Jose Mourinho este asul semifinalelor. Duce echipa în semifinale dacă îi dai 17 milioane de euro pe an. Am câștigat mai puțin sezonul ăsta, doar 10 milioane. A avut însă mai mult anii trecuți. Oricum, din ce am văzut ieri și din ce am auzit, puține spus despre Chelsea, o echipă care a început fără Samuel Eto'o și poate că ar fi fost bine să nici nu-l introducă, întrucât camerunezul este cel care a făcut penaltiul de 1-2 pentru Atletico Madrid. Atletico trăiește cu siguranță cel mai mare sezon din istoria clubului. Faptul că a reușit să le dea peste bot și Realului și Barcelonei în competiția internă, faptul că s-a calificat în finala Champions League după ce a trecut de Chelsea, faptul că a eliminat pe Barcelona în sferturile de finală, toate astea înseamnă un sezon nemaipomenit. Pentru Real Madrid lucrurile nu stau chiar așa, întrucât Realul nu are șanse să câștige titlul. Practic are șansele pe care le are Chelsea să câștige titlul în Premier League sunt nule, aproape de zero. Are a treia șansă în orice caz, ca și Chelsea. Real Madrid ar putea să trăiască însă un coșmar colosal dacă va pierde finala de la Lisabona cu Atletico, pentru că să pierzi în fața inamicului. Bun, Barcelona este un adversar tradițional al lui Real Madrid, dar Atletico Madrid este adversarul din același oraș. Este mai cruntă, după mine, înfrângerea în fața lui Atletico, mai ales că Realul domină disputele cu Atletico Madrid net în ultimii 10 ani și, de altfel, în istorie, cu Barcelona s-au tot obișnuit să piardă. Și acolo erau două lumi diferite, două stiluri diferite. Să te bată o echipă din orașul tău într-o finală de Champions League este o înfrângere pe care nu o s-o poți îndepărta niciodată. Deci Realul are mult mai mult de pierdut în această finală. Oricum, Atletico este echipa mai pe val, chiar dacă, sigur, individualitățile sunt ale Realului. Dar mie mi-e greu să cred, totuși, așa naiv cum suntem noi, mi-e greu să cred că Realul ar fi câștigat la Chelsea cu 3-1 aseară.
Chiar și acest Real, norocos, învingător cu 4-0 la München, cu o zi în urmă, nu știu dacă reușea să-i dea lui Mourinho 3 goluri pe teren. Poate că ar fi reușit să-i dea, totuși. Nu vom avea adevărul ăsta niciodată pe masă, dar în orice caz nu mi se pare atât de simplu pe cât i-ar veni unuia la gură să ne spună în momentul ăsta. O finală Real Madrid-Atletico Madrid la Lisabona și cadru mi se pare încoată, spun, perfect, perfect. Dacă nu se juca meciul în Spania, dar în Spania era periculos să se joace, pentru că unde să-l duci? Să-l duci la Sevilla sau la Valencia, la Madrid sau la Barcelona era prea periculos. Deci trebuia să-l duci într-o localitate totuși de zona a doua. Pe când Lisabona este un oraș de prim rang în Europa și ca stadion și ca atmosferă și la cum se trăiește fotbalul, este un oraș cel puțin de dimensiunile Madridului, nu este cu nimic mai prejos din niciun punct de vedere. Arhitectural este mult mai spectaculos decât Madrid, este un oraș mult mai frumos. Deci un oraș de fotbal apropiat Spaniei face o oră și un pic cu avionul de la Madrid. Deci este foarte ușor de ajuns pentru toată Spania. Este cadru absolut ideal. Luăm o pauză și vom mai vorbi un pic despre asta. Așadar, ne-am întors în direct. Finala Champions League între Real Madrid și Atletico Madrid pe 24 mai la Lisabona. O finală absolut inedită, pentru că într-un astfel de moment al competiției cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată. Fotbalul însă n-are timp de foarte multe popasuri dintre astea memorabile. O să se meargă mai departe, nu este un capăt de drum faptul că Chelsea sau Bayern München au fost umilite literalmente în semifinale. Este o umilință ceea ce s-a întâmplat pentru amândouă. Sunt echipe care vor reveni, care au bani, care au antrenori. Probabil Guardiola și Mourinho vor rămâne sezonul viitor la Bayern München și respectiv la Chelsea. Se vor întări. Chelsea cu siguranță va face niște retușuri, pentru că să nu uităm, această echipă pe care Mourinho antrenează în momentul de față n-a fost aleasă de el. José Mourinho a lipsit o perioadă destul de îndelungată de la Chelsea. Va reveni. Va reveni, vreau să spun, în sensul că își va reașeza încet, încet pionii, va completa până la urmă întreaga tablă de șah. Dacă nu va face sezonul viitor, s-ar putea să o facă în cel care urmează, mai are încă Mourinho timp și în momentul de față nici nu văd unde ar mai putea să plece. N-a cam bifat toate campionatele care îl interesau. În Italia a fost, a plictisit câte titluri a câștigat cu Inter. În Spania a fost la Real Madrid, în altă parte este greu să se mai întoarcă, plus că n-a plecat în condițiile cele mai bune de acolo. Istoria Realului se pare că l-a asfixiat un pic. În campionatul Germaniei n-are unde să se ducă, pentru că e Guardiola acolo. Postul la Bayern München este ocupat. Nu-l văd pe Mourinho mergând vreodată după Guardiola la o echipă. Deci cade chestiunea asta. În Franța nu se pune problema. Poate doar dacă vor deveni la un moment dat francezii amici intimi ai celor din Qatar și ăia își vor vărsa chiar toți banii în hexagon. Vor mai ajunge vreo 3-4 echipe la o dimensiune de asta mondială. Deocamdată n-au decât una și jumătate. Așa că mai trebuie să mai treacă puțin timp. Are timp la Chelsea berechet. În Anglia, sigur că ar mai putea să fie tentat de vreo altă echipă. Nu este exclus acest lucru. Dar nu deocamdată. Sezonul viitor, e posibil și următorul, să-l prindem pe Mourinho tot la Chelsea și va reconstrui încet, încet, așa cum știe el să joace. Declarația serii, mi s-a părut a serii de ieri, fiind a lui Eden Hazard, mijlocașul ofensiv belgian al lui Chelsea, care a spus, nu suntem o echipă să joace fotbal. Chelsea nu este o echipă care să joace fotbal. Sigur, declarația este și amară, este și ironică, dar pe undeva este și eliptică de subiect, întrucât Eden Hazard nu poate să fie acuzat. Nu credeți că acum astăzi l-au convocat și mâine îl dau afară de la club? Pentru că el, de fapt, nu asta vrea să spună în esență. Nu jucăm fotbal, adică suntem un fel de Chindia Târgoviște. Nu. În sensul în care echipa este structurată în așa fel încât să nu producă spectacol.
A, esența declarației sale asta este. Nu suntem o echipă care să mingicărească tot meciul. Și atunci sigur că noi jucăm așa cum ni se dictează de pe margine. Chelsea nu este o echipă obligată să facă show, pentru că nu are o tradiție în acest sens. Nu este Real Madrid sau Bayern München sau FC Barcelona să aibă de-a lungul timpului, de-a lungul secolului pretenția că a fost o echipă spectaculoasă. Nu este deloc așa. E o echipă care se descurcă mai mult cum poate. Văd aici în reluare acum urâtul gol, jalnicul gol de 1-1 al lui Atletico Madrid, care nu are nicio legătură, să fim serioși, cu o semifinală de Liga Campionilor. Este un gol modest, o triplă greșeală a celor de la Chelsea, care nu mai au apărarea din ultimii ani, nici măcar John Terry revenit n-a putut să evite acest naufragiu. Atletico Madrid va lăsa veșnic în urma lui o dâră de incertitudine și de gust așa alambicat cumva. Adică echipa acuzată că s-ar dopa, o echipă acuzată că ar folosi niște practici dubioase, au mai spus-o și alții văzându-i cum joacă, ba chiar cunoscându-i un pic din interior. Sigur, toate bune și frumoase la rezultate, la dăruirea asta. Din păcate, Atletico Madrid va purta după ea stigmatul acestui fotbal necurat și nesănătos care este fotbalul spaniol, întotdeauna greu de elucidat. Spaniolii se știe că nu își condamnă niciodată viciile. Sunt o națiune, cel puțin în sport, care nu se uită la modul în care obține performanțe și asupra ei continuă să planeze un lung șir de acuzații fără temei, desigur, și fără probe, dar care totuși complică așa. La scară internațională sunt mulți care gândesc același lucru, dar nu pot să-l spună. Vorbesc de oamenii de fotbal, nu de cei din afara lui, că asta nu e foarte important dacă un suporter sau un kibitz vine și spune lucrul ăsta. Nu este important, nu? Nu facem pentru a demonstra ceva. Și doar pentru că lumea e bine să cunoască acest lucru, se vorbește despre asta în toate cercurile fotbalului internațional. Atletico Madrid prea dintr-o dată, așa cum și Spania în ansamblu ei, care n-avea nicio performanță la nivel de echipă națională, dar absolut niciuna, până să izbucnească această mare echipă a Spaniei, antrenată numai de nei ca nimeni. Da? Boșurogii ăia care stăteau pe marginea terenului și antrenau naționala Spaniei nu sunt niște pricepuți. Ei dintr-o dată au ajuns să fie o murișcă de fotbal, da? Au câștigat și campionatul mondial și campionatul european, iarăși au câștigat campionatul european, să pregătesc să se ducă la mondial iarăși cu etichetă de favoriți, chiar dacă acum nu mai sunt pe primul loc, mondialul jucându-se în Brazilia, dar oricum dintr-o dată au devenit niște ași. La Barcelona situația a fost aceeași. Am asigur, plecarea lui Pep Guardiola de acolo lasă așa o urmă de incertitudine, adică a luat cu el chiar toate practicile astea. Tata Martino, fiind un fel de Viorel Hizo, s-a văzut. N-avea nicio legătură, nici cu fotbalul spectacol, nici cu fotbalul la rezultat, nici cu dopajul. La el a fost așa, o aiureală din care Barcelona a pierdut. Putea să aibă noroc și să câștige, dar, în general, la nivelul ăsta e foarte greu să ai noroc pe toată linia. De ce ar fi trebuit să ia și campionatul, să ia și Liga Campionilor? N-a putut prosti până la urmă chiar pe toată lumea cu un joc fără veleități. Dar despre Atletico Madrid s-a mai comentat în mediile astea închise, ermetice ale fotbalului mare, că ar fi o echipă care practică un fotbal de pe altă planetă, tocmai din acest motiv. Sunt jucători întorși bine de tot cu cheița, practici pe care în alte sporturi, nu o să mai revenim acum, facem teoria chibritului, până la urmă zbirii, jandarii sportului mondial le-au depistat. În fotbal nu, pentru că fotbal nu se poate. Fotbal nu-și permite să cadă de pe piedestal. Este un sport care atrage prea mulți bani, sunt mult prea mulți ticăloși în jurul lui ca să se deconspire la un moment dat această imensă gogoașă care este fotbalul profesionist, o mega aiureală, nu mai reprezintă nimic nimeni, nu mai are niciun pic de pasiune, absolut nimic, nu mai contează decât banul, decât business-ul, decât înșelăciunea.
Și suporterii stau ca proștii pentru că s-au obișnuit așa. Din inerție este astăzi fotbalul atât de suportat. El nu mai are niciun farmec, practic. Plăcerea jocului nu există. Jocul, cum ar fi spus Neaimi, s-a pierdut. Nici măcar la marile echipe nu mai vedem așa ceva. Absolut nicăieri. Nu există plăcerea jocului. Ăia care joacă pe stilul Barcelonei sezoanele trecute sunt niște roboței. Nu e o plăcere aia. Dovadă că Messi acum se consideră insuficient răsfățat, nealintat, neiubit destul. Odată ce a venit tata Martino, gata, s-a schimbat lucrurile, vrea mai mulți bani și așa mai departe. Deci este o bătaie de joc până la urmă. Așa că plăcerea jocului nu mai regăsești la nivelul ăsta, nici la echipele naționale și nici la echipele de club. Se merge doar pe ideea de a câștiga cât mai mult. În momentul în care ea nu-ți mai dau bănuțul, ai plecat undeva unde se poate câștiga și mai bine, și mai bine. Evident că banul a ucis pasiunea, ar exista în fotbal în anii 80. Atunci jucai doar din pasiune. Banii erau așa, extra. Pentru că nimeni nu-și imagina în anii respectivi că fotbalul va ajunge la asemenea sume. Transfer jucător pe 100 de milioane de euro, adică 700 de milioane de franci aproape. De unde, mă, tată? Transferurile erau pe 10 milioane de franci atunci, maximum. Cum să ajungă la 700? Se gândea nimeni la așa ceva. Ce pasiune să mai existe? Jucătorul intră ca la șgheab pe teren, își facă meseria, pasează lateral, pasează acasă, centrează un pic, exact minimum cât are de făcut. Atâta face. Iar cei trași cu cheița, aia sunt un pic mai dezinvolți, așa. Merg ca titirezii pe teren, dar nu-i pasiune nici la ei, să știți. E tot o obligație dintre asta. Sunt tot cu lesa ținuți, numai că sunt un pic mai iuți. Ca șoricei aia, mititei care se plimbă printre niște guzgani mai mari. Ți se pare că se învârt mai repede. Luăm o pauză și ne întoarcem. Suntem în direct, fraților, cum se și cade la datorie în această zi internațională a muncii. Răsfoiam un pic Gazeta Sporturilor, ediția tipărită, pe pagine 2-3. Cătălin Tolontan are un articol care se citește ca un început de roman despre culisele incredibile ale arestării judecătorului care cerea bani de la meme. Poate că cei care urmăresc actualitatea sportivă cunosc așa cât de cât aceste fapte, măcar la început, și din stenograme și din ce s-a mai discutat, și arestarea pentru 30 de zile a judecătorului Stan Mustață. Îl avem în direct pe Cătălin Tolontan la telefon. Salut, Tolo! Alo? Da, eu te aud. Salut, Radu! Salut, te aud și eu. Ești la serviciu? Da. Ok. Sunteți la serviciu, văd că ziarul a apărut și astăzi, probabil că apare și mâine. Da, apare și mâine. Chioșcarii erau și ei deschiși. Am cumpărat și eu ziarul și mă distram aici, cam cum te distrezi când te uiți la cel mai iubit dintre pământeni. Adică ai un râs dintre ăla care nu e al tău. Dar nu te poți împiedica să nu râzi citind aceste manevre absolut colosale, nu știu cum să le spun, dintre un judecător, o grefieră, oamenii din jurul lor în general, apa aia de la baie, amărâții ăștia care depind de ei și așteaptă în celulă, cei care încă n-au ajuns în celulă și se gândesc că dacă vor cădea odată pe mâna lui Mustață, este teribil în orice caz acest episod. Am văzut că comparai la un moment dat cu ceea ce s-a întâmplat în cooperativa fotbalului românesc. Asta să fie justiția din România și cam astea sunt șansele oamenilor raportați la ea, cam către asta ne ducem. Noi am încercat să scoatem astăzi lucrurile mai puțin vizibile din acele stenograme care nu se citesc foarte ușor și lucrurile pe care nu le-au spus neapărat procurorii care să aibă o importanță juridică. Am încercat să mergem un pic mai departe. Am încercat, acum în ce măsură am reușit vom vedea. Și am luat acest caz care e destul de riscant și anume de a-l prezenta pe Mihai Stoica drept un om care este supus el însuși unei tentative de infracțiune, de fapt unei infracțiuni, că șantajul e o infracțiune, chiar dacă se întâmplă, chiar dacă nu,
aflat în celulă, într-adevăr, el a fost tentat prin avocată, cel puțin așa rezultă. O blondă, ca să cităm. Da, care e roșcată, de fapt. Așa. Să-i dea și aici greșește Mustață, este uluitor, așa, să-i dea banii judecătorului care urma să decidă asupra apelului său pentru ca să fie eliberat. Da. Și mi s-a părut că ăsta este un gest asemănător cu acela de a intra pur și simplu în celulă și fie îi da în cap, fie al îi spune că dacă nu-i dai banii, atunci el va rămâne în continuare în celulă. Ceea ce e pentru un om aflat acolo, eu nu discut acum că Mihai Stoica e vinovat, asta este clar, este un om care plătește în închisoare pentru ceea ce a făcut, dar să fie supus unei astfel de presiuni, mi se pare, exact cum spuneai tu mai devreme, inadmisibil pentru raportul dintre cetățeanul român, fie el și vinovata care își spășește vina în momentul ăsta, și un judecător infractor până la urmă. Mă rog, asta rămâne de văzut în fața altor judecători, dacă e infractor sau nu, dar așa da, și este clar. Da, dar după ce caz în textul tău, la un moment dat se pune această multiplă întrebare. Dom'le, ce s-a întâmplat de fapt? Adică există și posibilitatea ca această avocată blondă sau roșcată să nici nu-i fi transmis un meme Stoica până la urmă oferta, să spunem, a judecătorilor. Uite, există, da? Există, sigur, există. Deci exact, suntem într-un moment al acțiunii atât de interesant, deocamdată nici nu știm, poate că meme Stoica nici nu este un pui de erou. Sigur că el ar putea să fie, în cazul în care, așa cum spuneai tu cu câteva fraze înainte, câți dintre noi ar fi rezistat tentației de a trăia visul ăsta cu libertatea definitiv din fața ochilor. Adică era într-adevăr o miză enormă. Știm foarte bine că oamenii când ajung în pușcărie, sau mă rog, ne imaginăm că noi încă n-am ajuns, ne imaginăm că visul lor absolut este acela de a regăsi libertatea. Exact ca a unui bolnav care până când n-a ajuns pe patul de spital niciodată nu și-a imaginat cât de frumos este să fii sănătos. Când a ajuns bolnav, nu se mai gândește decât la sănătate. Atât îl interesează. Când ești în pușcărie, nu te gândești decât să fii liber. Adică să nu mai joci zaruri în pușcărie, să le joci în libertate. Dar, oricum, dacă nici nu s-a ajuns până acolo, încât lumea Stoica, deși eu cred că e puțin probabil această variantă, ca el să nici nu fi știut de această posibilitate și atunci să nu intre în discuție, practic, dacă a ales bine, dacă a fost un erou, dacă a fost un tip corect, dacă a fost un om cinstit care n-a făcut acest lucru tocmai pentru că știa din lumea fotbalului că astfel de practici mergeau și acolo, că spera să fie eliberat pe niște idei ale lui sau ale avocaților lui, cum ar fi, de exemplu, prescrierea pe nou cod penal sau așa mai departe. Încă, da, sau încă... poate pentru că exista acel caz inițial când toți 8 au fost declarați nevinovați de prima instanță, exact. Când DNA a suspectat și ne-am aflat de-a lungul timpului că i-au urmărit atunci cazul, dar n-au avut niciun fel de probă și n-am scris nici noi nimic, pentru că nu poți spune asta dacă nu există niciun fel de acțiune a DNA-ului, dar acum lucrurile s-au legat cumva, că evident că i-au urmărit încă de atunci acest caz cu foarte mulți bani, că și asta este clar, că oamenii ăștia 8 au fost vânați de toată lumea și de către DNA, ceea ce era justificat, că ei reprezentau puterea statului, ca să zic așa, și acuzația care venea dinspre stat, dar și despre avocați, din partea avocaților, scuze, care i-au tapat de bani, și din partea samsarilor care roiesc în jurul justiției din România și care promit tuturor că le rezolvă cazurile. A, asta sunt din ce în ce mai dese, da. Da, și din partea judecătorilor corupți, precum se arată în aceste stenograme Mustață, care pur și simplu îi vâna pentru că știa că au bani și știa că au avocați bogați care la rândul lor pot intermedia dacă e cazul. Exact. E îngrozitor, într-adevăr, sistemul este îngrozitor, chiar dacă el are elemente de roman, dar roman pentru noi, cei care putem să stăm pe margine, pentru unul care e în închisoare sau care urmează să intre în închisoare. E cumplit. Sau căruia totuși tocmai a murit copilul de 15 ani, că până acolo merg cu aceste discuții, nu e roman, e viață și este viață cu toate mizeriile și dramatismul ei. Sigur, de asta comparam, sigur, păstrăm proporțiile cu teribila epocă a beciurilor comuniste, când te apuci să-l citești pe Paul Goma, de exemplu, astăzi cu reeducarea, cu Piteștiu și cu fenomenele alea, evident că la un moment dat nu te mai poți abține, adică sunt niște lucruri dincolo de limită, dar are și creierul la un blocaj la un moment dat, dar sigur, tu neparticipând niciodată îți poți permite acest râs în gol, așa, râzi așa ca un robot. Dar la fel se întâmplă citind și lucrurile astea, că bă, este uluitor totuși. Dar până la urmă era firesc,
ce credeam noi? Că în justiție, care este un domeniu de vârf al societății, nu sunt oameni corupți sau nu sunt oameni de nimic, când ei au putere mai mare decât medicii, mai mare decât rectorii, mai mare decât asistentele medicale, mai mare decât inginerii, că dacă ăștia sunt corupți, toate celelalte domenii, doar justiția să fie avut parte de oameni sănătoși, puțin probabil. Nu, nici vorba, nici vorba. Numai că atunci când ajungi la pui lupa pe un caz din ăsta, care, ok, nu e un judecător de... E un judecător de elită, să fii la curtea de apel un judecător, nu ești un judecător oarecare. Era da. Pragul pensii, judecă, iar dosare importante. Unele dintre ele sunt chiar dosare importante și cu mize importante pentru oamenii respectivi. Dar e crud ceea ce se întâmplă, pentru că, pe de altă parte, există acolo un om care ar fi urmat să le dea bani acestei găști formate din judecători, grefieră și cei doi complici. Nu se spune ce se întâmplă, dar procurorii vin și spun că omul respectiv a luat 13 ani de închisoare în condiții în care procurorii ceruseră 6 ani. Deci e posibil, dacă am fotbal, să se întoarcă și invers roata, și anume, dacă dai bani, atunci te scap sau îți dau o pedeapsă foarte mică, nu te declară nevinovat, că în general nu te-ai declară nevinovat, le dădea cu fără executare, cam cu suspendare le dădea. Da. Și dacă nu dai bani, e posibil ca în loc să faci 16, să faci 13 ani. Nu știm dacă ăsta e cazul, dar nici nu putem să nu suspectăm că așa e cazul. Bun, aș vrea să te întreb atunci, ca să intrăm un pic mai în concret, Meme cam ce-a risca, cam ce se poate întâmpla cu el? E de bine, nu e de bine, după ce s-a, în punctul în care se află acum acțiunea, pentru că pe noi ne interesează prin latura sportivă acest caz, Mustață e mai puțin important pentru noi. Ce ar putea să pățească Meme din toată chestiunea asta? Îl scoate așa într-o aură de asta favorabilă, ar fi primul din cei 8 inculpați care, iată, iese într-o lumină oarecum favorabilă după la prima citire a acestor dezvăluiri, stenograme. Dacă lucrurile rămân aici ca nivel de informație, și asta e tot ce se știe despre cazul Mihai Stoica, e normal să iese într-o lumină favorabilă, pentru că a rezistat unei situații din care probabil că puțin dintre noi am fi rezistat. Dar trebuie să vedem, adică nu m-aș pripi în acest moment. Cred că e de așteptat ce va dezvălui dosarul în momentul în care el va ajunge în fața instanței în fond, pe cazul pe fond, atunci ei vor fi practic siliți cu rechizitorii să prezinte toate probele importante și care leagă lucrurile. Deocamdată e ciudat că avocatul lui Meme a demisionat ieri, da. Ceea ce e un gest straniu pentru momentul acesta și care lasă loc oricărei ipoteze. Fie că Meme n-a știut că avocata e contactată de oameni ăștia și practic a vrut să le libereze dânși pagă fără ca el să știe, ceea ce era la fel de riscant pentru el într-o eventuală continuare a scandalului, fie, cum să spun, mai apare acolo un personaj că avocata la un moment dat ar dispărea, că e clar că Meme a refuzat în primă instanță și atunci apare un eventual prieten al lui Meme care a invitat pe ei la grătar, că de asta zic, are aspect de roman toată povestea, dar ei nu se duceau la grătar judecătorul și cu prietenul lui Meme, pentru că era frică să nu fie o capcană întinsă. Deci fie Meme a lucrat cu prietenul sărindu pe avocată și ea pur și simplu a... Bine, lucrurile sunt, dintr-un punct de vedere, sunt clare, și anume, niciodată lucrurile astea nu se pot face fără avocații. Da. E limpede că, nu știu dacă în cazul lui Meme în mod concret, dar e limpede că avocații poartă cei care se bagă în chestiunile astea, evident, poartă o mare răspundere, pentru că practic prin ei se cumpără judecătorii. Da, n-ar putea să existe și ipoteza asta, că s-a discutat acum un pic, că Meme Stoica să nu și plătit pur și simplu avocații și ăștia s-au dezis de el și atunci momentul să intre în aria de coincidențe pur și simplu. Sincer, mi se pare că de data asta e coincidență, și cum se spune așa, că de fapt nu este coincidență, este incapacitatea noastră de a ne explica faptele la un moment dat. Adică așa. Să-i dea demisie chiar după ce a apărut asta, mi se pare greu să fie o coincidență. Deci, tu respingi chestiunea asta cu Meme... Neplata avocaților dintr-o dată, da. Nu. Da. Cred că despărțirea dintre avocată și Meme, că a fost cu demisie, cu demitere, dar asta nu știu exact, da. Nu știe nimeni în momentul ăsta că avocata, deși am contactat-o, n-a vrut să vorbească cu noi, n-a vorbit cu nimeni de altfel, nu cred. Cred că e vorba de... cred că e o legătură acolo care în momentul ăsta s-a rupt și fie Meme a vrut să scape de avocată, fie avocata a vrut să iasă din caz. Ei se periclitau probabil unul pe celălalt sau doar unul pe celălalt, vom vedea cine pe cine. Da, cum crezi, te-aș mai întreba așa, sigur, poate fără legătură directă cu Meme Stoica,
cam cum vezi tu reacția lui Dan Voiculescu în momentul ăsta când el face această uluitoare declarație pentru presă? Domnule, DNA-ul a ridicat pe Stan Mustață exact în preziua apelului său în dosarul ICA sau telepatia, cum îi spune Dan Voiculescu. Cam, care este imaginea în momentul de față a lui Dan Voiculescu? Ce plasă mai mare putea să ia el sărind în apărarea acestui judecător și înfierând DNA-ul, sigur, mergând pe ideea asta de coincidență, că domnule l-au ridicat exact înainte de a da verdictul. Dar acum, citind toate lucrurile astea, cam ce verdict ar fi putut să dea Stan Mustață când vedem ce fel de om e? Citind toate lucrurile astea, cred că nici Dan Voiculescu, nici nimeni altcineva n-ar dori să fie judecat de acest judecător. Pentru că este evident că omul ăsta nu era un om curat. Bun, dar Dan Voiculescu... Da, Dan Voiculescu însă... Cu atât mai puțin, cum să spun, cu atât mai puțin de înțeles că Dan Voiculescu deplânge reținerea judecătorului. Exact. Câtă vreme el, fiind în situația aia, nu putea fi sigur niciodată că omul ăsta ar fi fost corect. Nu putea fi sigur. Fie și pentru că judecătorul putea fi șantajat de către DNA. Asta, adică, asta, la câte pete are, e clar că e un om șantajabil. El însuși, da? Bun. Deci, în mod normal, nu trebuia să deplângă în niciun caz. Pentru că nu poți fi sigur că omul ăsta va merge vreodată pe lege. Judecătorul, da? La Mustață mă refer în momentul ăsta. Deci, orice om judecat ar vrea să fie judecat de oricine altcineva pe fața Pământului decât de Mustață. De aceea, reținerea acestui judecător este benefică pentru toată lumea din țara asta și cu atât mai mult pentru cei judecați. De aceea, nici în calitate de cetățean, nici în calitate de inculpat, Dan Voiculescu, după opinia mea, n-ar fi trebuit să deplângă arestarea lui Mustață și să resufle ușurat că un astfel de om, de care depindea libertatea lui, a fost prins chiar la momentul potrivit pentru el, că n-a apucat să dea niciuna dintre decizii. Da, asta pare de la distanță, încoate, exact, ca oameni neimplicați, da. Dacă tu, de exemplu, l-ai contactat pe Mustață, nu, poate nu direct, dar prin prieteni, da, dacă tu ai trimis niște sume de bani, pentru că poate că Mustață n-a intrat în camera sau în biroul lui Dan Voiculescu să-i spună direct, moșule, trebuie să dai atâta, cum presupunem că s-ar fi intrat în celula lui Meme, dar când faci astfel de declarații, totuși un om cu asemenea experiență, și în justiție și în general în viața publică, să faci o astfel de declarație într-un astfel de moment, ce mai poți să spui în apărarea ta? Eu omenește înțeleg pe Dan Voiculescu pentru că este la rândul un om într-o situație extrem de dificilă în raport cu acea condamnare. Păi da, dar dacă de exemplu, ok, dar dacă de exemplu i-au dat bani? Nu-l înțeleg din punctul de vedere al omului cu experiență publică. Da. A fost oprită acea declarație și asta mi-arată că, din păcate pentru el, eu cred că el este înconjurat în momentul doar de oameni care văd în alb și în negru și care consideră pe toți ceilalți, mai puțin pe cei care sunt lângă el și flutură standardele, dușmani, complotiști, gata să se răzbune pe Dan Voiculescu. Și intrând în logica asta de război, probabil că a reacționat imediat, fără niciun fel de logică, a reacționat fără... A fost o reacție irațională, mi s-a părut mie. Așa e, da. Și în spiritul acesta, toți ceilalți mă dușmănesc, deci eu trebuie să mă apăr, să vadă că, de fapt, dacă este corect, și dacă n-are niciun contact cu... Și eu n-am nicio probă în momentul ăsta care există altceva, atunci trebuie să fie ușurat pentru că acest judecător a fost arestat. Da, numai că asta este clar. Deci, vorbind pe măsura dovezilor și a termenilor pe care îi avem, sigur că așa stau lucrurile, dar la modul în care el s-a exprimat, este aproape cert, cu virulența cu care s-a exprimat împotriva DNA-ului, este aproape cert că el avea o înțelegere cu acest judecător și era disperat că practic, iată, în ultima clipă i-au săltat omul care urma să-i dea probabil un verdict favorabil. În cazul în care, deci dacă, da, la cât de multe probe sunt împotriva acestui judecător, la cât de îndeaproape la fila SRI-ul, că SRI-ul la fila, nu DNA-ul, DNA-ul a fost cel care a coordonat acțiunea, dar SRI-ul la fila pe judecător, cred că orice încercare a lui Dan Voiculescu sau unui apropiat al Dan Voiculescu de a se apropia de judecător, există în dosar. Eu nu spun că ei trebuiau să o arate în momentul ăsta, dar există în dosar dacă există ceva. Eu așa cred. La cât de, cum să spun, la cât de aproape au stat oamenii ăștia de judecător. Și vom vedea dacă există sau nu în dosar. Nu știm asta. Deocamdată nu există nicio legătură cu Dan Voiculescu. Deocamdată nu, sigur. De asta și ziceam, că ne permitem să comentăm deocamdată din această ipostază, la momentul ăsta al acțiunii, exact, ceea ce s-a întâmplat. Bine, mulțumim, Cătălin.
Și eu mulțumim, mulțumim, o zi bună. Numai bine. Îi salutăm pe cei care ne-au contactat sau, mă rog, au intrat în direct cu noi la această oră. Tovarășul Dan știm că este departe, e clar că între timiditei și-au făcut efectul. Și ce-au mai rămas de la atacâmurile alea de pui de dinainte de 89? Citeam o știre cu Mircea Sandu, care încerca să îngroape securea războiului, mă rog, sunt niște vorbe de lemn înfiorătoare aici, între Mutu și Pițurcă, și declarația asta este în substanță: la un meci cu Insulele Feroe i s-ar putea face o retragere lui Adi Mutu. Și până la urmă soarta lui este asta: ori nu va mai fi niciodată convocat și deci retragerea lui Mutu a avut loc, trebuie să dăm timpul înapoi ca să o regăsim, ori pur și simplu la un meci cu prăpădita de Feroe i se va organiza această retragere și probabil că Mutu va avea ocazia să marcheze dintr-un penalti, așa cum a făcut-o și în ultima etapă de campionat la meciul Petrolul FC Botoșani, când a transformat, aș spune cu discreție, un 11 metri. Mircea Sandu, în calitatea lui de chibiț, că președinte de onoare al Federației Române de Fotbal e cam greu să-i spunem, ar încerca, vedem dacă va și reuși, să intermedieze pe undeva, mi se pare puțin probabil, conflictul între selecționer și briliantul fotbalului românesc. România, reamintind, jucând meciul tur în preliminarile pentru campionatul european Franța 2016 cu Insulele Feroe, pe teren propriu, probabil nu la București, undeva în provincie, cine știe pe ce coclauri, la 29 martie 2015, mai avem ceva până atunci, mai sunt cam 9 luni, când vom întâlni așadar stupefianta reprezentativă a Insulelor Feroe, din ce în ce mai arțăgoasă, mai greu de bătut. Adi Mutu ar putea în acel meci, în opinia lui Mircea Sandu, să-și facă retragerea oficială de la echipa națională. Deocamdată nu se vorbește de vreun jubileu Adi Mutu, să vedem dacă acest lucru va mai fi permis. În principiu nu. La cum stau lucrurile astăzi, Pițurcă n-are de ce să ia în calcul această propunere, dacă ea este una a lui Mircea Sandu și dacă nu e doar o vorbă aruncată așa în vânt, cine știe ce relații mai leagă pe Sandu și pe Mutu și poate că s-a simțit obligat să spună acest lucru. Alți trei jucători își pregătesc plecarea de la FC Vaslui, suntem în actualitatea internă. Cerniauskas, Matson și Vimeiros au depus cereri să devină liberi. Conducerea a sponsorizat astăzi un grătar pentru fotbaliști, să nu uităm că toată ziulica suntem astăzi pe 1 mai. După modelul Piotr Celeban, fotbalist care a reziliat unilateral contractul și a părăsit echipa FC Vaslui zilele trecute, alți trei fotbaliști străini își pregătesc plecarea. Își pregătesc plecarea. Cernauskas, Matson și Viveiro s-au depus astfel de cereri. În momentul de față, ne reamintește ProSportul, moldovenii sunt fără licență, fără antrenor și încet, dar sigur, își pierd jucătorii. Acum, sigur că de fiecare dată se pune aceeași întrebare, sunt prezintă la următorul meci FC Vaslui. Astăzi fiind 1 mai, ei au fost liberi. Conducerea nu mai are deocamdată posibilitatea nici să promită, dar emite să mai achite din restanțe și s-a hotărât să-i sprijine măcar cu o petrecere. Bă, este genial. Deci dacă tot nu le dă bani, dacă nici nu le mai dă promisiuni după nas sau după bot, acum măcar le poate oferi o petrecere. Jucătorii au primit o sponsorizare de 1000 de lei pentru a organiza un grătar și a sărbători cum se cuvine Ziua Internațională a Muncii. Deci le-a dat 10 milioane cineva de acolo, de la club. Luați-vă voi și niște mititei de ăștia, duceți-vă undeva la marginea drumului și trageți o petrecere acolo. Dacă ați găsit și băutură, îmbătați-vă, că nu mai e nicio grabă. Campionatul și așa e ca și terminat. Luăm o pauză, este și 20 și ne întoarcem imediat. Pe
prieten, citeam despre costul stadionului național Arena, unul dintre cele mai ridicate din Europa și din lume în momentul de față. Această măgăoaie din Pantelimon, care a fost inaugurată, reamintesc, în septembrie 2011, cu ocazia unui trist România-Franța 0-0 la 3 ani după începerea construcției. Megastructura, și ăsta este un clișeu, dotată cu un acoperiș retractabil, poate să găzduiască 55.000 de suflete, a costat 234 de milioane de euro. Ăștia erau bani de petrecere. 9.000 de lei. Să le fi dat 234 de milioane de euro să-și cumpere mici celor de la Vaslui, face parte dintr-o serie de stadioane nou construite în ultimii ani, care schimbă felul în care spectatorul este obișnuit să privească evenimentele sportive. Adică este un fel de 3D în natură. KPMG a inclus Național Arena în studiul ăsta, un material amplu care oferă niște perspective profitabile, scrie prosport.ro. Și acum să vedem cam pe unde s-ar situa costurile per scaun pentru acest stadion. Se spune că Național Arena ar ocupa locul 12 într-un top alcătuit din 28 de stadioane construite între 2005 și 2013, pentru că stadioane construite mai devreme de 2005, adică cu 10 ani în urmă, evident că nu sunt de această amploare, iar cheltuielile erau mult mai mici la vremea respectivă. Costul per scaun al acestui stadion este de 4.209 euro, calculat, iată, ca la farmacie. Wembley Stadium din Londra costă 10.137 de euro pe scaun. Deci este într-adevăr un preț aproape triplu față de Național Arena. Apoi vine Friends Arena din Stockholm cu 6.000 de euro pe scaun. Donbass Arena din Donetsk, ăsta e mai ușor de citit, 5.706 euro per scaun. Stadionul nostru fiind mai scump decât arene renumite, precum Juventus Stadium din Torino, 3.049 de euro pe scaun unde se va juca finala Europa League, sau Turk Telekom Arena din Istanbul, 3.039. Cel mai ieftin stadion inclus în acest capitol al studiului KPMG este Coface Arena din Mainz, în Germania, cu un cost de 1.313 euro pe scaun. Ca să fie rentabil, asta se mai scrie aici, un astfel de stadion trebuie să aibă foarte multe locuri la loje premium. Asta este prima măsură. Pentru că în rest costurile crescute cu tribunele înalte, cu lifturile, cu locurile de parcare nu l-ajută să devină rentabil. Acum nu știm câte locuri premium, câte loje ar trebui să fie pline meci de meci pentru a acoperi aceste costuri, dar în general tipul ăsta de stadion nu poate să fie rentabil mai devreme de 30 de ani. Să vedem mai departe. Pentru a optimiza generarea de venituri, aceste bijuterii construite recent oferă locuri VIP. Conform studiului citat, stadionul din București oferă 6,5% din întreaga capacitate drept locuri premium. Stadionul nostru este la coada topului în ceea ce privește stadioanele noi din acest punct de vedere. Deci doar 6,5% din locuri sunt premium. Stadionul național din Varșovia, unde s-a desfășurat campionatul european, ține minte, are 14,8% locuri din capacitate de tip premium, Turk Telekom 10,7%, Juventus Arena 8,8%, sub Național Arena se află în general stadioane mai vechi, care au fost concepute cu un număr mic de locuri premium, De Kuip 3,3%, Stade de Gerland 3,1, ăsta este la Lyon, dar se va construi un alt stadion, Stade de Lumière. La Lyon va fi abandonat Stade Gerland. Camp Nou doar 1,4% sau San Siro 0,8%, dar asta tocmai pentru că vă spuneam, tehnologia a tot avansat, în general oamenii de business au devenit tot mai pretențioși și
pe timpuri, chiar dacă stadioanele pe care le vedem noi la televizor arată extraordinar, ele nu erau construite în beneficiu acestor multinaționaliști îmbrăcați la sacou care veneau la stadionul de două sau de trei ori în viață și care astăzi umplu stadioanele, adică lojele VIP. Atenție, atenția acordată lor a crescut în ultima perioadă. În anii 90 așa ceva nu exista. Stadioanele nu aveau loje decât pentru patron, pentru 2-3 acționari, dacă termenul respectiv fusese inventat la ora aia. Erau câteva mini-restaurante acolo și cam atât. Astăzi însă un stadion, ca să fie normele de 4 sau 5 stele ale UEFA, trebuie să aibă o doză imensă de locuri VIP. Adică undeva peste 10% din capacitatea lui trebuie să aibă loturi premium ca să poată să intre în această categorie. Deci e o statistică interesantă. Norvegia și Anglia, se spune aici, sunt singurele țări cu un procent mai mare de 50% în ceea ce privește raportul dintre stadioane deținute de cluburi în detrimentul autorităților locale. România, la fel ca majoritatea țărilor din Europa, are un procent sub 10% în ceea ce privește stadioanele deținute de cluburi. În Franța, de exemplu, niciun club nu deține stadion. Așa e legea, n-ai voie să deții stadionul. Cluburile nu sunt proprietare ale stadioanelor, tocmai pentru că într-o situație în care vine un acționar străin să nu vândă acel loc care aparține de drept comunității locale. Este o lege îmbâxită, e adevărat, primitivă pe alocuri, dar care n-a fost niciodată modificată, tocmai din dorința asta de a nu exploata altul un bun al orașului respectiv. Pe undeva este măgulitor pentru fotbal, întrucât stadioanele sunt asimilate cu marile catedrale. Și stadionul e o catedrală în felul lui. Adică nu poți să înstrăinezi catedrala Notre-Dame de Paris, de exemplu, să-i o dai unui emir. Nu pentru că n-ar fi voie ca unul să investească sau să cumpere ceva, un întreprinzător. Dar ea face parte din patrimoniul local și cel puțin la ei așa se votează. Nu e chestiunea asta că să-ți fure străinul țara. Dar să nu intre în bijuteriile de familie, adică să nu începe, să nu înceapă să poarte la gât ceea ce găsește pe la tine prin sertare. Și ăsta este motivul pentru care nici stadioanele n-au fost niciodată vândute străinilor, ele fiind considerate la acest nivel, până la urmă, foarte ridicat, până la urmă, cu un potențial foarte ridicat de patrimoniu local. Bun, între timp citim în presa internațională că Atletico Madrid a ajuns cu bine acasă, nici nu era greu, au fost așteptați de fanii lor la aeroport, pur și simplu sufocați brațe de atâta pasiune, jucătorii și antrenorul Diego Simeone, de fanii lui Atletico, care trăiesc în acest sezon, așa cum spuneam mai devreme, un vis pe care nu și l-ar fi permis niciodată, să câștigi campionatul Spaniei, tu când n-ai fost niciodată în măsură să te bați cu Barcelona și cu Real Madrid în epoca modernă, practic niciodată, și în același an să dai lovitura și în Liga Campionilor, cred că este cam mult. Adică să fii fanul lui Atletico Madrid în momentul de față, un fan de la istoric, care ai suferit toate umilințele posibile, de la Jesus Hill încoace, cu toate bătăile astea pe care ți le-a administrat Real Madrid, să-i vezi pe ăștia cucerind Liga Campionilor de câte ori își doreau. Real Madrid se pregătește de a 10-a Liga Campionilor, Atletico Madrid n-are niciuna, apropo. Deci bătălia asta pierdută dinainte, Barcelona defilând în toți anii ăștia, luându-ți ochii de la televizor numai să nu mai vezi pe aia câștigând de fiecare dată, și iată să prinzi tu într-un sezon să dai lovitura, e ca și cum ai fi câștigat la loto toți banii de pe pământ. Adică numerele alea pe care le-ai jucat tu să se potrivească cu toate tragerile loto din toate timpurile. Cam asta este. Adică dintr-o dată să-ți curgă banii ăia în neștire așa, tu să te tot pozezi cu toboganul ăla de bani care se prăbușește așa, în timp ce faci poze și dai interviuri, banii ăia tot curg în spate. La un moment dat te îngroapă și pe tine. Îți mai rămâne doar vârful cheliei deasupra, sau mă rog, pentru cei care au părul mai bogat, mai durează câteva minute până când vine puhoiul ăla de bani și peste ei. Deci cam asta este senzația probabil pentru un suporter ăsta înviut la viei al lui Atletico Madrid, adică
un suporter ăsta din toate timpurile al clubului madrilen. Ne întoarcem după o pauză. Fraților, dacă de 1 mai încet încet ne pregătim să ne despărțim, mă uitam la ceas, mai sunt vreo 7 ore și am sfârșit-o cu ziua internațională a muncii, nu scăpăm de 7 mai. 7 mai, da, peste o săptămână, când am înțeles la cheile grădiștei, steliștii vor sărbători eterna zi câștigătoare în Cupa Campionilor și se vor aduna cu mic cu mare acolo ca să mai facă un 1 mai, de fapt, cu mititei, cu berică, sigur, o berică un pic mai scumpă, un whisky poate, va fi un dezmăț absolut meritat pentru niște bețivi, pentru niște amărâți, cum îi caracterizează Victor Pițurcă, de unde și polemica. În numele amărâților vorbește Lucian Bălan, îl țineți minte, maramureșanul care a făcut parte și el din lotul stelei câștigătoare a Cupei Campionilor în 1986 la Sevilla, și care vorbește despre Victor Pițurcă ca despre un nabab care n-ar mai vrea să dea ochii cu niște amărâți ca el și colegii săi. Mă gândesc la un Bumbescu, la un Bărbulescu, la oameni care între timp sigur că n-au mai făcut mare lucru în viață, pe când Victor Pițurcă a ajuns un colos. Așa că cele două entități sunt despărțite în momentul ăsta de foarte, foarte multe. 28 de ani au trecut de atunci. Într-adevăr, este o viață de om asta, sau dacă nu o viață de om, măcar o viață de artist. El e din lumea șeicilor cu sute de servitori, spune Bălan la adresa lui Neapiții. Stau să mă gândesc, poate că omul e mai bine să rămână la el în hamac și să nu mai vină să ne caute. Dacă i-am pune la dispoziție un elicopter ca să aterizeze cu el direct acolo, poate lucrurile s-ar schimba. Așadar, șanse puține ca Victor Pițurcă să o onoreze în acest an sau și în acest an această întâlnire a foștilor câștigători de Cupa Campionilor, fotbaliștii Stelei, care sărbătoresc 28 de ani în acest 7 mai de la victoria cu Barcelona. O veste bună în tabăra Stelei, dacă ea poate să fie numită așa, pe final de sezon, când zarurile în campionat par să fi fost aruncate, deși să nu uităm că mai au finala cupei cu al de Florin Marin. Steaua, prin intermediul antrenorului său, Laurențiu Reghecamp, oferă 2 zile libere pe săptămână lotului, ceea ce până acum era inimaginabil. Steliștii intrau în cantonament cu o zi înaintea meciului, asta nu este ceva ieșit din comun, dar rămâneau în cantonament pentru o mai bună refacere și în ziua care urma partidei de campionat. Jucătorii sigur că nu înghițeau chestiunea asta, pentru că ei aveau un alt mod de obicei de a se destrebăla, de a se reîntrema, și anume de a veni acasă, de a ieși cu prietenele lor în oraș, de a mai mânca o șaormă pe la 5 dimineața sau eventual, cum făcea Nicolici, ați văzut, de a stropi cu pistolul din dotare sau, mă rog, cu stropitoarea din dotare pe geamul taxiurilor, ceea ce tocmai băuse în noaptea respectivă. Există totuși o condiție, după intervenția neagreată în presă a lui Pintili. Pintili se scrie cu 3 de I, să știi, fotbalist de bază la Steaua și care a avut o ieșire nu chiar pe placul lui Reghecamp. În fine, până la urmă oamenii s-au calmat, jucătorii au avut câștig de cauză, dar urmează meciurile cu Corona Brașov pe teren propriu, aparent o formalitate, echipă deja retrogradată, și cu Universitatea Cluj. Dacă steliștii nu vor câștiga aceste două meciuri, se pare că se vor întoarce la sistemul cazon de până acum, cu șmotru de tip Unirea Urziceni, îi se spune aici, că asta era metoda lui Dan Petrescu și probabil a fost adusă de meme la Steaua, cine știe. Eu n-am prea auzit în fotbalul mare de așa ceva, cred că și puține echipe, relativ puține echipe fac în felul ăsta, adică după ce s-a terminat meciul, jucătorii se întorc în cantonament și își petrec noaptea acolo și o parte din a doua zi, tocmai pentru o mai bună refacere. De obicei este de liber jucătorilor să merge pe ideea că ei joacă pentru ei, nu pentru antrenori. Măi, nu jucați pentru mine, păi pentru voi jucați, mei, să alerge mingea, spunea
Neaimii pe timpuri, încercând să-i convingă pe fotbaliști că ei nu împart banii cu altcineva și că doar pentru ei vor juca, lucru absolut corect și până la urmă recunoscut în lumea profesionistă. N-avea sens să-i țipă fotbaliști sub sechestru în noaptea de după meci, chiar dacă ei mai stăteau la un pahar de vin, știți că aveau curajul ăsta și veneau și declarau la conferința de presă, ne-am mai lăsat și pe noi să bem un păhărel de vin, două înghițituri, câte o bere. Am citit undeva că steliștii în vestiare după meciuri dau pe gât sau pe gâtlej, depinde cum vreți, cutii întregi de pizza. Ele bineînțeles că trebuie să fie însoțite și de niște băuturi. Asta să știți că nu e o practică ieșită din comun. Am mai auzit-o și la alții. S-au schimbat moravurile și în fotbal. Atletico Madrid, de exemplu, sărbătorea tot cu pizza, câte o victorie dintre asta epocală. Bine, la ei e adevărul că nu contează foarte mult dacă își iau la timp produsele. Dar, în orice caz, nu este pentru prima dată când auzim de așa ceva. Nu trebuie să sărim în sus ca arși, pentru că practicile medicilor vostru guru de pe lângă marile echipe de fotbal s-au schimbat. După meci poți să mănânci practic orice. Nu este foarte important. De altfel, există și moda asta ca seara, înainte de meci, jucătorii să mănânce foarte mult. Deci înainte de meci cu o seară să mănânce foarte mult, nici nu vorbesc după meci, pentru că au tot timpul, noaptea se pare că nu este un fenomen atât de complicat cum ni se spune nouă prin manualele astea de nutriție internațională, că domnule, dacă mănânci târziu, se depune. Se pare că nu. Se pare că nu, cel puțin nu pe corpul unui atlet. Seara, înainte de meci, de obicei, după ce jucătorii fac o deplasare dintre asta lungă cu avionul, așa se întâmplă mai ales în cupele europene, te duci cu o zi înainte de meci, da? Ai antrenamentul ăla oficial. E bine, în seara respectivă mănânci ca prostul. Și este o masă de asta copioasă pe care ai tot timpul să o digeri noaptea și a doua zi dimineața, unde sigur micul dejun este frugal, nu e mare lucru acolo, după care se intră deja treptat în atmosfera de meci, adică nu mai mănânci salam și sarmale la prânz în ziua meciului. Dacă o seară înainte de meci, poți să mănânci aproape orice. Deci dacă îți aduce bunică ta o oală de ciulama, poți să o dai pe gât cu o seară înainte, fără probleme. Evident că și în seara de după meci, dacă următorul meci nu este foarte apropiat, ai liber la aproape orice. Între aceste zile însă, regimul este mai complicat. Acolo încep să mai mănânci o brânză de vaci, niște paste, clasicul, filet de pește, da, mușchiul de vită și așa mai departe. Lucruri care țin de fiecare echipă de nutriționiști. Dinamo, de exemplu, mânca salam. Salam de vară. Pe vremea respectivă nu erau reclamele astea extraordinare la salam și salamul nu avea un nume. Era pur și simplu salam, în ce anotimp îl luai. Asta mâncau ei de obicei. Dar românul tipic, românul clasic, era nebunit după salam, așa că nu trebuie să ne surprindă. Tovarășul Dan, dacă la ora asta ne mai ascultă, puțin probabil, întrucât s-a făcut deja ora 17, cum se spunea pe timpuri, o fi băut vinulețul ăla de la PET, cert este că nu ne-a mai sunat, dovadă că până la ora 15 deja depășise starea asta clasică a sărbătoritului, era deja dans un état second. Deci cam pierduse un pic concentrarea. Îi iurăm tovarășului Dan și, bineînțeles, prin asentimentul dânsului și celorlalți ascultători, un sfârșit de 1 mai mirific, pentru că încă 7 ore de chef și de festin nu sunt chiar așa de ușor de trecut cu vederea. Fraților, recomandarea mea ar fi să puneți ceasul deoparte, dacă s-ar putea chiar pe marginea WC-ului, și să trageți apa să vedeți de câte ori rezistă până se prăbușește acolo. Uitați de timp, pentru că, deși mâine e tot o zi liberă, odată ce 1 mai trece, ne gândim la anul să vedem cum vom reuși să-l sărbătorim. Mai am nostalgia asta de la an la an, să nu cumva să ratăm ceva. Ne reauzim mâine, bineînțeles, noi vom fi tot aici. O zi de vineri, 2 mai, se muncește ca atare. Toate cele bune!
11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM.